Unii oameni cred în destin, în timp ce alții au îndoieli în acest sens. Cu toate acestea, multe întâmplări ne demonstrează că aceste aparent coincidențe au un mare rol în viața noastră. Acesta este și cazul Brandei, care în urmă cu 14 ani a trimis un mesaj către un număr greșit. Ce a urmat este demn de un film de dragoste cu final fericit. Brenda a încercat să trimită un mesaj cu conținut biblic câtorva numere din agenda sa, printre care ar fi trebuit să se afle și contactul unui bun prieten. Așa se face că atunci când a dorit să tasteze numărul amicului său, Brenda a tastat din greșeală numărul celui care urma să-i devină soț. Am trimis un mesaj cu un citat biblic tuturor contactelor mele, care la acea vreme nu erau prea multe, poate doar vreo 10 persoane. Câteva minute mai târziu, numărul de telefon despre care credeam că aparține unui prieten mi-a răspuns spunând: Amin, cine sunteți? Tânăra în vârstă de 35 de ani, care încerca să împărtășească fragmentul biblic cu prietenul ei de atunci, crede cu tărie că această încurcătură a fost un act al sorții. Aceasta a povestit că dacă trimitea mesajul mai devreme, acesta nu ar mai fi ajuns niciodată la actualul ei soț, deoarece acesta își cumpărase telefonul împreună cu numărul cu 30 de minute înainte. Inițial, Brenda, care este creatoare de conținut online, a crezut că numărul de telefon este al vechiului său prieten, până când Isaia a contactat-o. Brenda și-a amintit cum a fost începutul relației dintre cei doi. Inițial au comunicat prin mesaje, iar ulterior au început să vorbească la telefon. Aceasta povestește că, încă de la început, după ce a auzit vocea, a simțit că este dragoste și că este autentic. Cu toate acestea, Brenda era sceptică cu privire la încrederea pe care ar fi trebuit să-i o acorde unui necunoscut. Din acest motiv, tânăra și-a trimis mama la întâlnire, iar la întoarcere femeia i-a spus: cu el te vei căsători. Brenda a dezvăluit că afirmația mamei sale a surprins-o, mai ales că părintele său era o persoană reținută și nu se avânta la asemenea previziuni. M-a luat prin surprindere, era atât de neobișnuit pentru mama să spună așa ceva. Am știut că trebuie să fie cu adevărat ceva special. În sinea mea, cred că știam deja și eram de acord cu ea înainte de a o spune. Dar după ce a spus-o, am lăsat garda jos, a povestit Brenda. În ciuda faptului că la început nu a crezut ce i-a spus mama sa, cei doi s-au căsătorit după mai puțin de un an. Asta după ce Isaia a cerut o căsătorie pe Brenda la câteva luni după ce s-au întâlnit personal. În prezent, cei doi soți au 6 copii și în curând vor împlini 13 ani de căsătorie. Recent, Brenda a postat un filmuleț cu amintiri strânse de-a lungul timpului, declarându-și dragostea față de soțul ei, relatează playtech.ro.